jucătorii de Constanță, Liuban Crepulia, pasa este pentru Alibec, care schimbă viteza pe aripă, intră în careu și lovitură de la 11 metri. Alibec obține această decizie ce poate schimba radical cursul partidei de pe stadionul Marin Anastasovici. Mă așteptam ca Patache să câștige acest duel fizic. Abia ce a venit de pe bancă, Patache, mult mai proaspăt decât Alibec, care a început din minutul 1. Eu zic că e penalti acolo. Este. Ia să vedem încă o dată. Clar, piedică. E contact acolo la nivelul picioarelor. Patache face o eroare uriașă. Vă spuneam, Patache eliminat la meciul din sezonul regulat. Meciul de aici de la Giurgiu face din nou o mare prostie în această seară și se pregătește să execute Gabi Tamaș. Este omul care va executa această lovitură de la 11 metri. Are șut puternic, trebuie să recunoaștem, Gabi Tamaș. Alibec, probabil pentru că a fost faultat, nu e lăsat să bată lovitura de pedeapsă, pentru că ar fi fost probabil mai îndreptățit, nu? Cred că totuși cei de la Astra lasă pe Gabi Tamaș să bată acest penalti. Tamaș a trecut de curând printr-un moment teribil. Tatăl său a plecat dintre noi și își dorește cu siguranță să marcheze în această seară și să dedice posibilul gol memoriei tatălui său. De altfel, i-am văzut pe suporterii Astrei încurajându-l înaintea partidei pe Gabi Tamaș. Tamaș față în față cu Hanchici, minutul 64, moment extrem de important al partidei. Tamaș se apropie de minge și gol! Hanchici ghicește colțul, atinge mingea, dar nu poate evita golul. 1-0, Astra deblochează tabela în meciul cu Botoșanul. Gol marcat de Gabi Tamaș. O astfel de situație s-a petrecut și în cazul Cristi Chivu, după ce tatăl său, Mircea Chivu, a decedat. Cristi Chivu, care avea 17 ani atunci, a marcat primul său gol dintr-un penalti în tricoul Universității Craiova pe stadionul din Bănie. E mult de atunci, era și Chivu tânăr. 1-0 așadar. Tamaș șutează puternic și îl învinge pe portarul botoșanului Hanchici. Un gol care stârnește bucurie și la loja oficială și care fusese